Salut fraților, sunt Dănăilă și acesta este primul episod din seria de sport și wellness ce va fi postat pe canalul Viața Dănăilului. În această serie vom documenta evoluția corpului dintr-unul odios într-unul armonios, plus vom posta și rețete, antrenamente și alte chestii mai cochete. Așa că dacă vrei să stai la curent, dă share, like, subscribe și nu uita să apeși clopoțelul pentru a fi notificat pentru ultimul videoclip postat. Și acum că am terminat, ne-am teleportat. Na bun, astăzi ne luăm la revedere de la mâncarea nesănătoasă și ce altă metodă mai bună de a-ți lua la revedere decât dacă nu te duci la restaurantele tale preferate de fast food să-ți comanzi chestia aia care îți place ție cel mai mult și mai mult. Așa că plecăm la primul restaurant care este KFC, fraților. N-am mai intrat în mall pentru că e pandemie și la ora 6 se închid absolut toate magazinele, dar am dat comandă pe aplicația Food Panda și am primit mâncarea la mașină în parcare. Acum că avem KFC-ul, mergem la următorul restaurant, care este din păcate închis. Dar nu-i nimic, aplicăm tehnica de la KFC și rezolvăm problema, așa că hai să plecăm acasă. Am ajuns acasă și așteptăm să vină curierul de la Food Panda să ne aducă mâncarea. Și McDonald's-ul, dar și shawarmica de la Radu Food Station. Și Radule, dacă vezi, o shawarmă îmi datorez, că ți-am făcut și puțină publicitate. Acum așteptăm să vină curierul și după ce o să vină curierul o să facem un b-roll fain la mâncare, ca apoi să terminăm ziua asta și să ne apucăm și noi de sport, să transformăm corpul ăsta odios într-un corp armonios. Vă am pupat, moșul!